Stop! Înainte de toate, am nevoie de ajutorul vostru. Pentru că noi filmăm la minus un grad, atâtea, asta e temperatura de astăzi și că muncim destul de mult. O să vă rog de data asta, la începutul clipului, să dați like dacă vă place și să vă abonați. Pentru că așa ne arătați voi nouă că apreciați munca voastră. Deci, oricum de comentat, comentați foarte mult și ne bucurăm de engagementul pe care îl avem. Dar o să vă rog de acum, dacă vă place clipul, dați like și vă rog frumos să vă abonați, pentru că numai așa putem să mai facem clipuri cu mașini mai mult sau mai puțin mișto. Noi, clasice, second hand, de care vreți voi, doar cu ajutorul vostru. Și acum, hai să începem. Trebuia să fie 3 mașini aici, dar n-am găsit un Golf, de exemplu, așa că avem doar Honda Civic facelift, Mazda 3, ne facelift că e mașină nouă, dar e una specială, e ediția aniversară de 100 de ani de Mazda. Care e mai bună? Vedeți acum. Aceste două japoneze sunt foarte apropiate, atât ca dimensiuni, cât și ca preț. De exemplu, Mazda 3 de bază costă 20.390 de euro cu TVA și vine destul de bine dotată, de fapt foarte bine dotată pentru o versiune de bază. Honda, de exemplu, Civicul, vine la fel de bine dotată, doar că are un preț doar cu 10 euro mai mare, 20.400 de euro cu TVA. 122 de cai, 126 pe Honda, dar aici avem alte motorizări, ajungem mai târziu la această parte. Ce avem noi aici? Avem un GT Plus 100 Years Edition, 100th Anniversary, cu ceva pachete de dotări care ajunge la 29.000 și ceva de euro. Adică este o versiune dotată top. Practic nu mai ai ce să mai pui pe această mașină și vine cu motorul acela revoluționar Skyactiv X. Din nou, revenim la acea parte cu motorul. Honda este 1.5 Turbo Sport Plus Facelift cu cutie automată, asta e manuală, da? Așa le-am găsit. Ea are un preț de 26.450 de euro și dacă vrei să ai cutie manuală, mai scazi 1.900 de euro din acest preț. Și ambele vin foarte, foarte bine dotate. Dacă vrei să îți configurezi o Mazda 3 sau o Honda Civic, intră pe autovantage.ro, compare ofertele de la dealer și primești oferte care mai de care mai variate și tu alegi pe cea mai potrivită pentru tine. Civicul este una dintre cele mai mari compacte la ora actuală. Depășește 4,50 m și este mai lungă decât un BMW seria 390 sau, mă rog, undeva pe acolo. Adică e foarte mare, foarte încăpătoare, foarte spațioasă. La facelift am mai pus niște artificii în culoarea caroseriei ca să-ți dai seama că este facelift. Iar această echipare Sport Plus vine cu niște accente negre, inclusiv jantele, care o fac ceva mai sportivă. Oricum arată bine Honda, n-am ce să-i reproșez din acest punct de vedere. Duzele de spălare de parbriz sunt și ele integrate. Am observat că multe mașini noi acum au duzele de spălare de parbriz integrate în ștergătoare. După cum am spus, avem jante negre pe echiparea asta și avem și niște semnalizări aici în bară. Mergem un pic mai în spate și observăm că designul este destul de încărcat. Avem niște linii destul de puternice, niște praguri foarte ok pentru versiunea asta sport. Evident, nu pot să-l compar cu Type-R-ul, dar e o mașină destul de ok. Culoarea aceasta nu este cea de pe Type-R, este un albastru mai închis, care un fel de albastru Cielo. Dacă mai țineți minte Cielo-urile albastre așa, mă rog, un pic mai deschis. Și dacă mergem în spate, observăm că avem
una bucată eleron, a doua bucată eleron, una bucată difuzor. Și tot așa niște artificii în culoarea caroseriei, oricum tot din plastic. Difuzorul are mai mult rol estetic decât practic, dar da, măcar arată bine. Motorizarea de 1,5 litri are două țevi de eșapament. Cea de 1 litru nu are țeavă de eșapament vizibilă, iar Typer-ul are 3 țevi de eșapament, cea centrală fiind o cameră de rezonanță. Dieselul, care nu se mai vinde, venea și el fără țevi de eșapament. Deci cam așa recunoști o Honda Civic în trafic, dacă vrei să recunoști mașina sau dacă vrei să te iei cu ea la liniuță. Mazda este un model cât de cât nou. A apărut prin 2019, este a patra generație, deja au trecut 4 generații de Mazda 3, este a patra generație, are aproape 4,5 m. Mazda 3 mereu a fost o compactă destul de mare și vreau să mai spun un lucru. Modelul se numește Mazda 3 în talon, așa se numește, sigla Mazda, marca Mazda și modelul Mazda 3. Nu se numește Mazda și modelul este doar 3, este Mazda 3. La fel cum la Honda, Honda E este Honda E. Honda E marca și Honda E este modelul. Hai să începem cu spatele la Mazda. În această echipare GT Plus putem vorbi despre o comparație cu Sport Plus-ul de la Honda. Îmi plac foarte, foarte mult stopurile acestea 3D. Arată foarte, foarte bine. Dacă mergem un pic, stai puțin să vedem. Avem două țevi de eșapament reale, deci ambele mașini au țevi de eșapament reale și aici se vede emblema Skyactiv X cu acest nou motor cu aprindere prin compresie controlată de către scânteie. N-am deschis la Honda capacul rezervorului, dar îl deschidem acum. Și observăm că avem minim 95 benzină cu o concentrație maximă de etanol de 10%. Adică dacă vă duceți prin Suedia și vedeți E85, nu băgați E85. Și iar la Honda avem un sistem din acesta capless, tot cu 95 cu concentrație maximă 10%. Ele sunt, în afară de lungime, sunt aproape identice ca și dimensiuni. Aceeași lungime, aceeași înălțime, aproape, diferă 2-3 mm între ele. Honda are ampatamentul puțin tel mai mare. În ceea ce privește designul, Mazda este un pic mai curată. Personal, eu prefer la Mazda versiunea sedan și la Honda prefer versiunea hatchback. Mi se pare că este un pic mai bine echilibrată, mi se pare că aici este puțin prea încărcată mașina, prea mult metal și suprafața vitrată un pic cam micuță. Mă rog, fiecare designer își face mașina cum dorește. Și oricum, niciuna dintre aceste două nu e o mașină urâtă din perspectiva mea. Pe această echipare avem niște elemente negre, grila de mari dimensiuni, sigla Mazda aici, senzorii și un mic splitter de plastic. Bine că nu este vopsit în culoarea caroseriei ca să nu-l zgâri, că ar fi păcat de el. Cam astea sunt diferențele între cele două mașini estetice și mai este o diferență. Mazda are punte spate rigidă, pe când Honda are punte spate independentă și o să vedem la condus dacă într-adevăr se simte vreo diferență notabilă când o să le conducem și o să fie foarte interesantă partea de conducere, pentru că avem Skyactiv X cu manuală și avem VTEC Turbo cu CVT. Ediția aniversară 100 Years are câteva detalii interesante, cum ar fi această emblemă pe lateral. Este 100 Years 1920-2020. Dacă e să numeri 1920-1921, așa, 2020 ar fi al 100-lea unu an, că mașina a împlinit 101, dar a trecut în cel al 101-lea. Mă rog, ai și aici emblemă Mazda cu 100 Years, adică știi ce mașină ai cumpărat, este o ediție specială, o ediție limitată și o să vedeți că la interior are mai multe detalii interesante. Dar acum, tot la interior mergem și să vedem portbagajele. Începem în ordine alfabetică cu Honda Civic. Civicul, care este o mașină de proprietar al unui prieten al meu, pe când Mazda a fost furnizată de Mazda România. Și ăsta e portbagajul la Honda, dar să îl golim puțin, că sunt niște chestii prin el. Oh.
Încă o lamă pentru cuțitul ăla japonez. Bun, și avem un portbagaj de 420 de litri. Un portbagaj foarte mare pentru clasa compactă. S-ar putea să fie cel mai mare pentru un hatchback, dacă nu iei la socoteală Skoda Octavia, care este un notchback. Această copertină e foarte, foarte inteligentă și foarte, foarte mișto. Se dă la o parte, n-ai cum să o pierzi. Observăm că avem o deschidere uriașă, o margine de încărcare foarte joasă, adică nu trebuie să te chinui să ridici obiectele. Și jos, aici avem o roată de rezervă, ia sunt curios, Spare Tire, cine o face? Kenda. Pe cauciucurile de vară ce anvelope ai? Zi-mă firma, nu știi, nu știe, ok, evident, acum avem Nokian de iarnă, eram curios de diferență, oricum nu o să fie anvelope Kenda pe Honda. Dar ziceam așa, avem o priză de 12V aici în stânga, un cârlig de remorcare, bă, și un portbagaj destul de mare. Și dacă rabatăm bancheta, foarte ușor așa, observăm că avem o podea cât de cât plată. Din păcate, Honda nu a mai pus specific acele Magic Seats pe care le-ați văzut pe Jazz. Și asta, din punctul meu de vedere, e o pierdere pentru Honda Civic, dar avem una dintre cele mai practice compacte din clasa ei în ceea ce privește capacitatea portbagajului. Și la Mazda avem un portbagaj ceva mai mic, de 351 de litri, care este undeva imediat sub media clasei, adică am început deja să vedem mașini de clasă mică cu un volum asemănător, o margine de încărcare, după cum se observă, destul de mare, câteva puncte de prindere aici cu, cum le zice la ăștia, nu știu, cum le zice, cu chestii, știți voi, cum se prind ghiozdanele, dar nu-mi vine acum cuvântul. Avem priză, nu avem priză. Și observăm, o deschidere mică, o margine de încărcare mare și nu avem roată de rezervă pentru că aici avem subwooferul sistemului audio Bose. Avem Bose cu 12 boxe și subwoofer în Mazda și se aude bine. Așa, hai să filmeze și Dan. Și avem 11 difuzoare sistem Honda Premium pe Civic, același sistem pe care l-am avut și pe Type-R și se aude și el decent. Probabil un mic plus pentru Mazda la acest capitol. Mazda oferă un mâner pentru ca tu să cobori portbagajul, Honda oferă două și niciodată nu apăsați acest buton și închideți mașina cu cheia înăuntru, pentru că se va încuia mașina de tot și dacă rămâi undeva blocat și nu ai cheia de rezervă, nasol. Și acum hai să vedem ce avem sub capotă la fiecare. Apropo, ambele mașini au 5 stele la Euro NCAP și Mazda are 81% procentaj pentru protecția pietonilor. Mai bun decât Citroenul C4 Cactus și am găsit o mașină care are un procentaj și mai bun de 88%, Volvo V40, care are și airbag pentru capotă. Deci deocamdată Volvo V40 e cea mai bună mașină dacă te calcă. Acum hai să ridicăm capota. Și mă bucur că avem acest motor și nu alt motor, pentru că este... Mamă, cât de grea e capota! Uai de capul meu! Amortizoare mai lipseau, dar probabil erau prea scumpe ca să ridice o capotă așa grea și au zis japonezii, nea. Antifonare pentru capotă, destul de groasă, sănătoasă, chiar deși motorul este silențios. Și acum avem Skyactiv X și din păcate nu vreau să dau capacul jos, că nu... E mașina mea și nu vreau să-l stric. Skyactiv X-ul. Ce este? Este un motor pe benzină cu aprindere prin compresie controlată de către scânteie. Sună ciudat, dar cum vine treaba? Ai amestecul aer combustibil, care este destul de sărac, 37:1, în motor, în camera de ardere. Pistonul comprimă acest amestec atât de mult, încât avem un raport de compresie de 16,1, îl comprimă atât de mult, până în punctul în care aproape detonează acest amestec doar de la presiune și de la căldura formată de presiune. Ei bine, în acel moment, injectorul, mașina are injecție directă, injectorul mai dă foarte, foarte puțină benzină, astfel încât să crească amestecul aici la vârf și o scânteie mai creează un val de presiune, astfel încât tot amestecul acesta să se aprindă de la compresie. De asta zice că e controlată de către scânteie. Scânteia
nu controlează aprinderea, ci doar controlează timingul aprinderii. Asta la turații și la sarcini joase, pentru că la turații în alte mașini funcționează sub principiul Atkinson simulat, la pe care l-am explicat la clipul cu Hyundai Ioniq. Tot din rațiuni de eficiență. Deci cam asta se întâmplă. Mașina este și ea, este supraalimentată, nu că și ea, este supraalimentată. Are un mic compresor, inginerii japonezi zic lean compressor, în sensul că este unul foarte mic, care nu se ocupă de putere sau de cuplu, ci se ocupă de aducerea cantității mari de aer de care motorul are nevoie ca să facă acel amestec sărac. Un amestec sărac, există și o problemă cu un amestec sărac, deoarece arde incorrect și incomplet. Și atunci ce se întâmplă? Ei, atunci când se ridică supapa de admisie, se formează un mini vortex, un swirl, cum zic englezii, și atunci se omogenizează acest amestec. Cum se întâmplă la un motor pe benzină normal? Ai amestecul, cilindru comprimă amestecul, vine scânteia și în momentul în care scânteia aprinde amestecul, cilindrul coboară. Ceea ce înseamnă că mașina pierde un pic de eficiență pentru că nu se ocupă foarte mult de împingerea pistonului în jos încă de la început. Și se mai pierde un pic din eficiență, din putere și așa mai departe. La un motor diesel, în momentul în care cilindrul a ajuns sus de tot, a comprimat amestecul, se detonează automat și atunci împinge cilindrul în jos și de aceea se formează lucru mecanic pe care noi îl simțim ca și cuplu motor. La acest motor funcționează cam ca la un motor diesel. Vine amestecul, este comprimat și pentru ca aprinderea să aibă loc, vine scânteia, îi dă acea scânteie, mai creează valul de presiune și mașina, mă rog, explozia începe să împingă cilindrul în jos, să-l transforme în lucru mecanic încă de aici de sus. Și asta îl face mai eficient. Și mașina mai are un senzor de presiune care este fix pus deasupra camerei de ardere. Bujia este la un unghi, injectorul este și el la un unghi. Și acel senzor de presiune controlează timingul bujiei și a scânteii. Astfel, mașina știe când să dea scânteia și când este cel mai eficient moment ca să detoneze amestecul de combustibil. În funcție de turație, în funcție de sarcina mașinii și în funcție de temperatura ambientală, pentru că evident un aer rece, cum este astăzi, la minus 1 grad, este mult mai dens. Și acel senzor de presiune controlează toată șmecheria asta și așa funcționează motorul Skyactiv-X de la Mazda. E un principiu interesant, să vedem acum cât de fiabil o să fie în timp. Poți să-ți iei acest motor cu tracțiune față și cutie manuală cu 6 trepte sau tracțiune față și cutie automată sau integrală cu manuală și automată cu 6 trepte cu convertizor de cuplu, adică ai ceva opțiuni să te joci cu mașina. Evident și celelalte motoare le poți configura cu cutie automată sau cu cutie manuală, depinde cum vrei tu să-ți cumperi mașina. Dar dacă vrei Skyactiv-X-ul, ai aceste opțiuni. Avem 180 de cai putere la 6000 de turații pe minut, un cuplu maxim de 224 Nm la 3000 de rotații pe minut, mașina prinde cu varianta asta cu cutie manuală 109,2 secunde și nu știu cât mai era viteza maximă, 216 km pe oră, cam așa era. Și evident ei dau un consum destul de mic, dar realitatea arată altfel. Nu spun că este o mașină ineficientă, din contră, doar că nu o să vezi acele cifre de consum pe care le declară ei, care sunt oricum sub ciclu NEDC, adică 4,5 litri la 100 de kilometri, nu. VLTP ar veni 6,0, cam așa ar fi. Poftim? Da, eu am scos 8 și ceva, dar am venit tare până aici. Așa. Și acum hai să trecem la Honduța. N-am dat stop, nu? Ok. Breaking the fourth wall, știi, eu vorbim cu cameraman. Așa. Și la măzduță avem, apropo, ambele sunt tracțiune față și motoare amplasate transversal, cam majoritatea compactelor din ziua de azi, nici măcar BMW nu mai face compactă cu motor longitudinal. Hai să vedem.
Doamne, ce au japonezii cu capotele astea grele. Așa. Avem și aici o antifonare, dar ceva mai mică. Și avem 1.5 VTEC Turbo. Ce putem să spunem despre el? Un motor cu injecție directă, un motor ce a înlocuit vechile aspirate. Un motor destul de drăguțel el așa. Problema e că a avut acea problemă cu diluarea uleiului, în care a intrat benzină în ulei și puteai să riști calarea motorului, dar cred că în 5 ani de când există acest motor a rezolvat și problema la modelele 2020. Avem supraalimentare cu o turbină single scroll și culmea este că ei spun că este o turbină, dar de fapt e una mai bună și mai nouă, adică advertised e ceva și ce s-a descoperit e că e o turbină mai bună. Nu are o presiune foarte mare în ea, avem distribuție variabilă atât pe admisie cât și pe evacuare și evident sistemul VTEC Turbo, care are două profile de came, unul pentru turații mici, unul pentru turații mari. Poți să-ți iei această mașină, cu acest motor de fapt, cu cutie manuală cu 6 trepte sau cu cutie automată CVT. Și aici există o diferență între cele două cutii, pentru că caracteristicile motorului sunt diferite. Dacă ții manuala, ai 182 de cai putere la 6000 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 240 Nm între 1700 și 5500 de rotații pe minut. CVT-ul are aceeași putere, dar la o turație mai mică, la 5500, și are un cuplu mai mic de 220 Nm. Deci asta era 1700, ăsta are de la 1900 la 5000, nu la 5500. Asta pentru că transmisia CVT în sine nu duce atât de mult cuplu. Și practic, vârfurile de cuplu, mașina ar putea să aibă un cuplu mai mare, doar că l-au mai tăiat un pic de la vârf de aici, au limitat din soft, ca să poată rezista această cutie automată CVT. Și există și diferențe de performanță. Manuala prinde 109,3 secunde și prinde 220 de km pe oră, pe când automata prinde 109,5 secunde, consumă și un pic mai mult dacă nu mă înșel, și prinde doar 200 de km la oră, pentru că acea cutie CVT, care funcționează pe principiul la două conuri. Imaginați-vă foi și pinion de bicicletă, doar că în loc de foi și pinioane ai și lanța, ai o curea cu două conuri. Și nu poate să fie lungită atât de mult încât să treacă de 200 de km pe oră. Și probabil la viteze mari e mai turată automata decât este turată manuala. Și cam asta este povestea celor două motorizări. Hai să vă aud în comentarii ce ați prefera voi. 1.5 VTEC Turbo. Apropo, motorașul ăsta, chiar dacă el e supraalimentat cu compresor, se comportă mai mult ca o aspirată și are mai mult cuplu decât marele 1.5 VTEC Turbo cu CVT. Am două, am trei combinații, patru, cinci combinații, șase, dar fii atent că câștigăm aici, Dane. Wow, bă, fii atent, deci sunt curios câți bani îmi dă, uite, 12 or win, da, uite, deci tu cât câștigăm, deci nu se mai oprește. Mă rog, până termină, deci efectiv am câștigat la păcănele. Dacă mai țineți minte clipul cu Honda e, acolo am băgat Xbox-ul, pentru că avea priză de 220 și cablu HDMI și ne-am jucat Forța. Aici ne jucăm la păcănele. Cum? Vă explic când trecem la partea de infotainment. Dar acum începem cu cheia. Asta e cheia de Honda Civic. O cheie simplă, micuță, exact cum ar trebui să fie, nu trebuie să fie foarte mare. Are ceva greutate în ea, nu e foarte ușoară, e destul de plăcută. Și acum hai să începem cu interiorul Civicului. Cu ce să începem? Hai să începem de la stânga la dreapta. Materiale moi pe fețele de uși, aici partea superioară, apoi urmează un material textil, alt material textil. Seamănă foarte mult cu interiorul de la Honda Civic Type-R, pe care ați văzut-o pe canal, sper.
Doar jos aici avem un plastic ceva mai tare. Dar buzunarele de uși sunt bine conturate și au un volum destul de ok. În stânga avem diferite butoane pentru lane assist, pentru lane assist, pentru SP, pentru senzorii de parcare. Da, pentru SP off sau front collision off. Și avem volanul. Volan care este de dimensiuni corecte, au decupaje foarte bine, au padele. Padelele de Honda, știu că Piperul n-a avut padele, dar mai condus niște Honda. Padelele de Honda se simt foarte, foarte bine. Nu sunt foarte depărtate de degete și se apasă și au un click super satisfăcător. Păcat că avem cutie CVT, dar vedem la condus cum e treaba. În schimb, butoanele sunt un pic ciudățele, la fel ca la Piper, în sensul că au un plastic din acesta transparent și nu au un click la fel de satisfăcător precum au padelele. Dacă ar fi avut volanul de pe Jazz sau de pe Honda E, ar fi fost tuț. Dar nici aici nu pot să spun că e foarte, foarte, nu e foarte deranjant. Te obișnuiești. Avem o consolă centrală încărcată, comenzile climatizării, scaunele încălzite, evident. Sub această consolă mai avem un spațiu de depozitare și priza USB, priza HDMI și priza de 12V. Iar cablurile ți le poți trage pe aici ca să poți să-ți încarci telefonul. Pe aici mai avem niște scratchy plastics. Aici sunt materiale moi, aici sunt materiale moi. Și la cotieră tot materiale mai dure. Cotiera este... Torpedoul este capitonat. Bravo Honda din acest punct de vedere. Avem și trapă. Plafonul este negru la această versiune sport. Dacă vreți să vedeți și parasolarul cu luminiță, vi-l arăt eu acum. Aici avem în consolă, avem foarte, foarte multe spații de depozitare. Una, un suport de pahar aici. Al doilea, suport de pahar aici. Un suport între pentru cheie, dacă vrei să spui cheia. Ridici cotiera și ai un spațiu de depozitare foarte, foarte mare, în care poți să pui două bidoane acestea de dezinfectant și o pungă de cio, de ceva. E foarte adânc și foarte mișto. Adică, bravo Honda din acest punct de vedere, ai făcut o mașină practică. Scaunul este moale, este un pic springy, așa ca la modelele PSA, să zicem. Dar înainte de scaune, volanul se reglează pe înălțime și pe adâncime. Scaunele la acest model sunt electrice. Pentru o compactă, adică nu găsești des compacte cu scaune electrice, bine că are Honda. Și acum, hai să începem cu bordul. Avem în stânga indicatorul de temperatură, în dreapta indicatorul de combustibil și în mijloc un ecran digital cu o rezoluție de 2013-2014, nu la fel de sharp cum sunt cele din zilele noastre, și poți să umbli prin meniurile așa. Și ai informațiile. Interesant este că ai presiunea în turbină, dacă chiar îți dorești așa ceva. Navigație, semne de circulație, limitator de viteză, ce mai pe aici? Centrul de siguranță, service, media, telefon și ăsta este butonul pentru nimic. Dacă vrei să nu ai nimic, foarte simplu. Și cam acestea sunt informațiile pe care le poți avea. Uite, avem consum 10,7, cam așa consumă mașina asta de la plin. Plinul a fost făcut acum nu foarte mult timp. Ăsta este consumul pe care l-a scos proprietarul, mergând cu ea doar pe sport. Am uitat să menționăm aici butonul de Econ. Se apare aici o frunză, o plantă de fapt. Și butonul pentru amortizoarele adaptive, pentru că mașina asta are amortizoare adaptive controlate electronic. Și nu trebuie uitat nici încărcarea, încărcarea wireless pentru smartphone aici. Și cred că are loc un telefon și de mari dimensiuni, să vedem. Da, dacă are loc al meu, au loc și cele foarte, foarte mari. Și acum hai să trecem la această tabletă, pentru că chiar este o tabletă cu Android. Honda pe această generație de sisteme de infotainment se bazau pe Android 6 sau Android 7, nu mai țin minte. Și dacă ai Android, asta înseamnă că îți poți instala un magazin de aplicații și asta înseamnă că poți să pui mai multe aplicații, inclusiv jocuri. Cum sunt aceste... Thank you.
bani am făcut proprietarului. Așa, și dacă vrei să ieși de aici, tu ești tu proceed, ok. Așa ieși din joc. Și ce alte aplicații mai merg pe Android? Păi YouTube-ul, Netflix-ul, de pe home. Ok, tableta răspunde greu pentru că na, este o tabletă cu Android veche, dar de exemplu poți să ai Waze-ul aici ca să nu mai pe Apple CarPlay și Android Auto Waze, dar mașina are Apple CarPlay și Android Auto prin cablu, Netflix și YouTube. Și efectiv este o tabletă cum erau pe vremuri la Android, doar că ai și meniul acesta pus de Honda pentru diferitele setări ale mașinii. Și la facelift avem și buton de rotiță de volum, pentru că la pre-facelift nu aveam, așa recunoști un interior de facelift. Deci dacă te agață cineva și spune că are Honda Civic facelift și nu are rotiță, să știi că nu e facelift. Avem o navigație Garmin care arată cam așa și care răspunde cam așa. Oricum vei folosi Waze-ul de cele mai multe ori. La, avem scurtătură pentru audio, scurtătură pentru telefon. Și dacă mergem la home, mai avem și un meniu de setări. Este un sistem foarte complicat. Vă dați seama, o tabletă cu Android de acum ceva timp. Poți să mai vezi niște setări, ia info. Despre ceas, despre chestii, răspunde, nu știu, are momente în care răspunde bine și are momente în care răspunde slab această tabletă, dar dacă ești deștept, poți să o folosești ca pe o tabletă și să ai, ăsta e, acesta este magazinul de aplicații, centrul de aplicații, asta este lista cu aplicația mașinii. Ce MBUX, ce Tesla, ce, îți iei o Honda de asta cu tabletă cu Android și ai terminat bolciu, ți-ai pus ce aplicație vrei, uite are Google Play, Google Play, YouTube, Waze și Chrome, da. Vrei să vezi ceva frumos la mașina asta? Ia zi. Trage frâna de mână. Ia, stai că... Tu te auzi cu microfonul ăla? Da. Ok, se aude și Dan, așa trag frâna de mână. Cu frâna de mână bag un drive, pleacă de pe loc. De unde știi tu de chestia asta? Când am mutat-o, că nu se decuplează automat. Eliberați frâna de parcare. Ia. O dată zice? Mi-ai de vreo două. Launch control. Ce tare, ia pe sport, merge. Nu. Eliberați frâna de parcare. Foarte tare. Și cam așa este interiorul de la Honda. Nu este un interior rău, ca și materiale se află în zona clasei sale. Sistemul de infotainment cu Android poate fi mai bun dacă spui aplicații de ce ai nevoie de mai mult. Ecranul acesta ar putea fi un pic mai bun, scaunele sunt ok, poziția la volant este ok și într-adevăr se simte ca o mașină destul de mare pentru că are parbrizul foarte depărtat față de șofer și na, se simte ok, se simte ca o mașină ceva mai măricică. Și Honda Civic cu Type-R se simțea ca o mașină mai măricică și într-adevăr este, adică e la limita superioară a clasei compacte. Și avem aici, stai, trapa, dacă vreți să o vedeți cum funcționează, poți să închizi. Dacă ai nevoie de umbră, poți să mergi cu trapa deschisă, dar cu acea copertină trasă. Bun, gata, asta e interiorul de la Honda, hai să vedem cum e în spate. Uite și bancheta de la Honda Civic, normal că vreau să zic Type-R. Tu ai avut loc la cap? Da. Ok, deci Dan a avut loc la cap, care are 1,83. Eu mai am ceva loc pentru cap. Dacă vrei să stai așa pe spate, s-ar putea să dai cu capul. Dacă stai normal, ai foarte, foarte mult loc la cap. Scaunul este pus astfel încât eu să nu ajung la pedale, cam atât e diferența. Și că ăsta este locul la picioare. Ai buzunare în scaune, ai buzunare și aici, care nu mai sunt la fel de mari precum în față, geamuri electrice spate. Aici există diferență de material între ușa față și ușa spate. Ai același material textil pe aici, de geamuri electrice, cât am zis, așa încui ușa. Apropo, am uitat să zic de grilele sistemului audio, care arată destul de bine, dar o să vedeți la Mazda cum arată și acelea. Avem mânere în spate, nu avem USB în spate sau priză de 12V, dar avem un portbagaj, deci dacă vrei să-ți încarci, ceva, tragi cablu pe aici și îți încarci device-ul. Bancheta este
moale, în mare parte este moale, nu este foarte profilată. Da, nu este, dar are șezutul destul de lung și mie îmi dă în genunchi. Adică este unul dintre cele mai lungi șezuturi pe care le-am văzut vreodată. Așa, bancheta este confortabilă, prea aș avea multe de comentat. În mijloc și aici este moale, deci poți să stai ca om adult. Tunelul median nu este foarte proeminent, nu trebuie să te crăcești prea tare, e destul de confortabil, e unul dintre cele mai bune locuri de mijloc dintr-o mașină compactă și nu numai în care am stat. Cotiera este și ea moale, și în față este tare. Cotiera este moale, două suporturi de pahare, unul mic și unul mare, și nu avem ski hatch. Și cam atât, asta e locul din spate de la Honda. La Mazda, din păcate, nu ne putem juca păcănele. Dar hai să începem cu cheia. Și pe cheie scrie 100 years 1920-2020. Asta e cheia de la Mazda, o cheie de Mazda obișnuită cu butoanele de închidere și deschidere pe lateral. Este o cheie normală. Scrie și aici Mazda 3 ediție aniversar. Și acum hai să trecem la interior. Tot așa, de la stânga la dreapta, ca să nu uităm nimic. Materiale moi pe fețele de uși. Sub aceste materiale avem o piele bej cu sută. Sau mă rog, poate să fie imitație de piele, dar să zicem că ar fi piele. E imitație de piele. Mai jos avem din nou altă imitație de piele cu sută. Și jos avem buzunarele de uși care sunt destul de încăpătoare și plastic ceva mai slab. Pe bord, plastic moale, sub avem acea piele cu sută care are un burete pe sub, se simte foarte, foarte bine. Mai jos avem aici tot așa imitație de piele cu sută cu burete, material moale. Adică nu vezi pe mașini premium așa ceva. Vezi pe Mazda. Adică nu trebuie să ai ediția aniversară ca să primești calitatea asta. Poți să o ai pe un GT sau un GT Plus sau chiar și pe versiunea de bază primești materiale ok. Dar aici avem materiale mai tari. Aici avem materiale mai tari. Aici avem materiale mai tari. Adică totuși nu este o mașină premium, dar este, după părerea mea, la nivel de mașină premium în ceea ce privește interiorul. Cotiera este și ea capitonată. Torpedo. Torpedoul este și el capitonat. Tot timpul uit, tot timpul confund. Dar nu este la fel de încăpătoare precum la Honda. În schimb, comenzile climatizării sunt aici foarte ușor amplasate, foarte ergonomic. Practic, ele nu sunt niște, nu este un panou de comandă al climatizării pus așa undeva. Nu, tot bordul a fost desenat. Vedeți dunga, această dungă interesantă. Tot bordul a fost desenat cu aceste comenzi gândite deja. Scaune încălzite, volan încălzit. Și o chestie interesantă. Aici e butonul pentru închidere și deschidere sistem de climatizare, buton pentru ventilator, temperatura o controlezi de aici, poți să-i dai sync, aici e butonul de auto, aici AC-ul da sau nu, dacă vrei AC-ul sau nu, dar unde este butonul pentru redirecționare aer, deci dacă vrei la picioare sau la cap, unde e butonul? Dacă vrei recirculare sau să vină aer de afară, unde sunt butoanele? Ei bine, ăștia sunt butoanele, acestea sunt butoanele, doar că nu sunt marcate. Au doar un punct aici, în relief, ca tu să știi unde sunt, sunt în dreptul acestor indicatori digitali, sunt în dreptul lor ca tu să trebuiască doar să știi unde sunt și să apeși când le simți. Dar nu le vezi și nefiind soare afară și fiind un interior destul de întunecat, pentru că în spate avem acele geamuri mici care ar putea crea o senzație de claustrofobie sau de întuneric în mașină, nu vezi că ar fi buton aici. Tu crezi că nu este nimic aici până când pui mâna și observi că ai aceste butoane în relief. Te obișnuiești cu ele, dar ok. Un spațiu de depozitare aici. Piano Black, care se zgârie foarte ușor, mare atenție dacă vă luați orice mașină cu Piano Black, e un magnet de amprente și un magnet de zgârieturi, două suporturi de pahare în față, cutia manuală, credeți-mă, este refreshing să mai conduci o manuală din când în când, la câte automate conducem noi pe canalul acesta. Revenim la panoul de comandă pentru sistemul infotainment un pic mai târziu și cotiera. Cotiera care, dacă vrei să o deschizi, nu merge, trebuie să o împingi în spate. Apeși pe buton, o împingi în spate și are două trepte. O dată așa și o deschizi și mai împingi o dată sau o deschizi așa. Dar nu o poți deschide atunci când ea este trasă la maximum în față. Și spre deosebire de Volvo, unde mi-am prins mâna, aici mai ai un loc să-ți pui totuși mâna. Deschidem cotiera, vedem că este adâncă, are un despărțitor pentru diferite obiecte.
este capitonat. Evident, acest lucru se poate scoate ca să poată fi curățat. Și sub acel capitonaj vezi și șuruburile în care e prinsă cotiera și am găsit și 50 de bani. Acum o punem la loc. Aici avem o priză de 12V și o priză USB. Deci avem două prize USB în față și o priză 12V, dar nu avem în spate. Probabil cine vrea să-și încarce device-urile în spate le va încărca de la cotiera. Așa. Acestea ar fi spațiile de depozitare ale mașinii. Și mai este acesta pentru ochelari. Honda nu are așa ceva. Iar aici sunt butoanele pentru iluminat, nimic special. Și aici avem parasolarul cu luminiță. Avem mânere și în față și în spate. Și acum mai să trecem la scaune și la poziția de condus. Apropo, am zis că menționez grilele sistemului Bose, care sunt metalice și se simt foarte, foarte bine. Arată și se simt foarte, foarte bine. Interiorul acestei mașini este, într-adevăr, unul deosebit. Seamănă cu cel de la Mazda MX-30 pe care l-ați văzut pe canal. Mazda oferă foarte mare calitate la interior, peste media clasă. Adică nu te aștepți să ai asemenea calitate în clasa compactă non-premium, dar uite că ai. Dacă celelalte mașini sunt în limitele clasei, asta este peste. Și acum, ceasurile de bord. De fapt, hai să începem cu volanul și cu scaunele. Volanul este micuț, subțire, seamănă cu cel de la Mazda MX-5, exact cum îmi place mie, decupaje pentru degete și aici butoane mari și clare și vizibile și efectiv super utile și bine amplasate. Până și plasticul de pe airbag se simte... Stai, să zicem să dea un claxon, să auzi și claxonul de la Honda, las. Bun, revenim la volan și la ceasurile de bord. Care sunt? Avem un turometru analog în stânga, da? Are soft limiter mașina, la 3400 de rotații pe minut, la 3200 de rotații pe minut. Volanul se reglează pe înălțime și pe adâncime și scaunele, evident, sunt electrice și sunt... au bună susținere laterală, sunt moi, sunt confortabile și au piele roșie. Iar dacă ne uităm atent, ele au gravate aici, pe tetieră, sigla 100 years, 1920. Și acum, în sfârșit, hai să trecem la ceasurile de bord. Deci, turometrul, analog, în dreapta avem indicator de temperatură și indicator de combustibil și la Mazda MX-30 mi-a plăcut că indicatorul pentru baterie era analog. Arăta atât de bine și, nu știu, arăta la fel de bine. La fel cum arată și acesta, doar că mi se părea amuzant că n-au pus și ei un procentaj acolo, au pus un indicator. Și tabloul de bord parțial digital. Avem un ecran cu o rezoluție bună, o grafică bună și acest ecran poate fi controlat de la acest buton de info. Și avem consum. Evident, mașina a stat mult cu motorul aprins, la fel ca și Honda. Sistemele de asistență, aici nu avem nimic, este meniul de off. Și acestea ar fi singurele informații despre mașină. Este un computer de bord simplu, foarte util, nu are nimic special, dar măcar ai o grafică foarte bună. Și observăm temperatura de afară, minus 1 grad, noi chiar filmăm la minus 1 grad. Și acum hai să trecem la sistemul de infotainment, care nu este cu touchscreen. Se controlează, la fel ca la MX-30, din această rotiță, cu aceste butoane de scurtături, un buton de favorite. În spate. Poftim? Să dai cotiera în spate, te rog. Se vede mai bine așa? Da. Ok. Un buton de favorite care poate fi setat la MX-30, eu am setat semi Apple CarPlay, de exemplu. Și aici avem butonul de volum și aici mai avem... De fapt, nu avem. Dacă dai în stânga sau în dreapta, schimbi melodia de la butonul de volum. Țineți minte acest lucru, că nu multă lume știe. Se mai schimbă melodia și de aici și dacă apeși pe acest buton, ai sursă. Ai sursă. Și acum, haideți să umblăm un pic prin sistemul de infotainment. Are 8,8 inch, o rezoluție foarte bună, o grafică foarte bună și o viteză de apreciat. Și avem meniu de informații, de exemplu, monitorizare consum combustibil. Și aici era să uit. Mașina este mild hybrid. Cum am putut să uit la partea de motoare că mașina este mild hybrid? Și am o explicație foarte mare de data aici, pentru că Mazda obișnuia să aibă sisteme mild hybrid cu
alternator special și regenerarea energiei la frânare într-un condensator. Doar că ei au renunțat pe această generație de motoare, au renunțat la acel tip de stocare și acum au, la fel ca ceilalți producători, un starter generator care înlocuiește alternatorul și o baterie litiu-ion în care se înmagazinează energia recuperată. O baterie litiu-ion cu o capacitate de 0,22 kWh. Probabil au ales această variantă pentru că în condensator nu se putea înmagazina multă energie electrică, dar putea fi încărcat și descărcat condensatorul mult mai rapid decât o poate face o baterie litiu-ion. Acum așa au ales ei să facă. Skyactiv X împreună cu Mild Hybrid, mașina este trecută la hibride, impozit mic, parcare gratuită în București, deși mașina nu este un hibrid adevărat. Și aici spune stare combustie, nepregătit, baterie, i-stop, adică sistemul start-stop. Și aici avem acel motoraș electric, mă rog, acel starter generator. În stânga mai avem și butoanele pentru sisteme de asistență și camerele. Avem camere 360 pe această versiune, e o dotare opțională, la Honda nu poți. Și nu am arătat camera la Honda, dar grafica este mai bună la Mazda și poți să vezi mai multe unghiuri. Aici este care e fața. Acestea sunt lateralele. Aceasta este care e fața? Asta e fața. Da, asta e fața. Aici avem Honda, aici avem imaginea 360, aici avem spatele și aici avem lateralele și poți să mergi o perioadă cu ele aprinse. Revenim. Deci am arătat că avem sistem Mild Hybrid, monitorizare stare vehicul, mă rog, câteva detalii despre mașină, divertisment, radio, FM, DAB, Bluetooth, whatever, răspunde foarte bine. Comunicare, adică telefon, navigație și dacă vreți să vedeți, dacă vreți să știți unde ne aflăm noi acum, suntem lângă drum fără nume, deci căutați pe Waze lângă drum fără nume și o să vă întâlniți cu noi la filmare. Setări. Și acum avem setări, afișaje, de exemplu cele două display-uri plus head-up display-ul care are și el o grafică foarte bună, este un head-up display full, nu este din acela mai cheap, așa mai ieftin, în care iese un ecran din bord și tu vezi pe acel ecran head-up display, nu, e head-up display în parbriz, în gama asta de preț e ok. Și poți să setezi diferite lucruri, setările de sunet pentru sistemul audio Bose. Ia să vedem, avem mod stereo Bose. Și de ce nu este standard, liniar? Care e diferența? Aha. Liniar îți dă mai mult în față, standard ți le dă pe toate. Interesant. Hai că lăsăm pe standard. Dar o să vreau să-l... Bose Center Point. Asta este surround-ul. Și Bose Audio Pilot, care reglează automat sunetul pentru a compensa zgomotul de pe stradă. Este un sistem care îți introduce în boxe frecvențe opuse pe care frecvențe opuse sunetelor din exterior. Și din acest motiv mașina mai anihilează puțin din zgomotele de fundal. E un sistem pe care un noise cancelling activ pe care nu multe mașini îl au. Căștile, de exemplu AirPods Pro, au și multe căști over-ear, au acest sistem de noise cancelling. Uite că are și Mazda pe acest sistem audio. Setări de siguranță, aici avem sistemele de siguranță și le poți seta, poți umbla la ele. Ambele mașini au o grămadă de sisteme de asistență, de la lane keeping assist, la forward collision, la... Aici avem și monitor de vizualizare. Configurează unghiurile de vizualizare ale camerei, că poți să selectezi unghiurile de vizualizare a camerei. Ai o grămadă de sisteme, de senzor de parcare, alertă utilizare incorrectă pedală. Alertează șoferul atunci când pedala de accelerație și de frână sunt apăsate simultan. Ia! Roil în mers. Este acel overlapping. În motorsport se folosește acest sistem, în sensul că nu ai voie să apeși pedala de accelerație de frână în același timp. La mașini de stradă acesta duce la un consum mai mare. Setări vehicul, setări conectivitate, la vehicul ai o grămadă de setări, setări conectivitate și setările de sistem.
Și cam asta este, cam asta este sistemul de infotainment, doar că dacă apeși în dreapta, ai Apple CarPlay. Apple CarPlay full screen. Full screen, cu o grafică foarte bună, doar că nefiind touchscreen trebuie să te obișnuiești să folosești rotița și să folosești aplicațiile. Și acum suntem, intrăm pe Waze și vedeți unde suntem și noi. Și na, merge foarte bine. Este un sistem de infotainment foarte simplu, foarte ușor de utilizat, cu o grafică bună și care răspunde foarte ușor. Uite-ne și de pe bancheta din spate de la Mazda 3 100th Anniversary Edition, care arată bestial cu aceste preșuri roșii și cu pielea asta roșie. Trebuie să recunosc că au făcut o treabă foarte, foarte mișto, adică să ai o mașină compactă cu asemenea nivel de calitate. Nici măcar în spate nu s-au zgârcit la capitolul materiale. Materiale moi, evident aici mai plin niște materiale mai dure și buzunare care sunt ceva mai mari decât la Honda puțin. Bancheta are șezutul de mărime potrivită, spătarul este ok, nu este la fel de moale bancheta precum la Honda, dar este mai bine profilată și îți oferă o susținere laterală ceva mai ok. Hai să trecem și în mijloc. Într-adevăr, aici este un loc ceva mai tare și trebuie să stai un pic mai crăcit decât în Honda. Spațiul la cap. Ia, am zis de spațiu. Spațiul este puțin mai mic decât la Honda la cap și la picioare să zicem că este similar, poate puțin mai mic, tot cam pe la același nivel. Dragă Mazda, unde este priza USB din spate? Unde este priza de 12V din spate? Niciuna din ele nu are guri de ventilație în spate. Și din punctul ăsta de vedere, păcat, pentru că mașina asta le are cam pe toate, mai puțin pe acestea. Ai copii, unde își încarcă device-urile? Buzunar avem doar în dreapta. Și dacă rabatăm cotiera, observăm că avem două suporturi de pahare de dimensiuni identice și nu avem, cum le zice, ski hatch. Nu avem ski hatch. Și acum, mai țineți minte la Audi A3, la Audi A5, dacă vrei să scoți aceste căpăcele de la ISOFIX, ele zboară, dar nu zboară la fel de tare precum la Audi. Mai să le punem la loc să nu le pierdem. Și a făcut roșii, până și căpăcelele le-au făcut roșii. Asta înseamnă să pui ceva efort în proiectarea unei mașini și să îți mai rup ție de la gură din profit ca să aibă clientul de câștigat. Bravo! Mai puțin asta! Unde sunt prizele de USB și 12V? Ok, și acum hai să plecăm la drum cu Mazda prima dată. Să vedem cum este acest motor. Ce am observat stând aproape toată ziua cu ele, cu motorul pornit, Mazda are un motor mai silențios de afară. Este mai bine antifonat, pe când la Honda se aude mai mult zgomotul. Nu știu dacă vă deranjează cu ceva acest lucru, dar măcar am zis să vă spun. Mazda, sau mă rog, motorul acesta Skyactiv-X, este un motor destul de ciudat. Am 30 de km la oră fix, sunt în treapta a doua și mi zice să-i dau a patra. Ia, dacă îi dau a treia, la 30, îmi zice să-i dau a patra. Am observat acest lucru și când mergeam cu mașina în mod normal, adică când nu filmez. Am observat acest lucru. Skyactiv-X-ul îmi cere a 5 la 43 de km pe oră. Și vreau să testăm, să vedem cât de devreme îmi dă. Îmi cere treapta a 6-a, de exemplu. Să vedem. A doua. Deci să-i dau a 3-a. Asta condiții în care eu accelerez. A 4-a îmi cere la 40. Am 40 de km pe oră. Și la 41 mi-a cerut a 5-a. I-am dat a 5-a și am 1100 de rotații pe minut. Și îmi zice că e ok în treapta a 5-a. Și într-adevăr, motorul nu vibrează, dacă eu accelerez, nu tremură deloc. Este un motor destul de bine echilibrat la turații joase, ce-i drept, vreau să spun că este mort la 1100 de turații pe minut, adică nu are cuplu sau putere sau vânjă sau cum se zice, nu vrea să meargă. Și acum hai să vedem la cât îmi cere a 6-a. 50 de km pe oră, avem cât 49. Și la 50 în cap mi-a cerut a 6-a. Și acum dacă îi dau
50 de km pe oră. Hai să trecem pe pilot automat, 51. Îmi cere a 5-a acum. Nici ei nu-i convine. Dar dacă dezactivez pilotul și merg cu 50, îmi cere a 6-a. Ok, deci la 50 de km pe oră îmi cere a 6-a. Eu îi dau a 6-a. Și dacă nu am pilotul automat activat, nu-mi cere a 5-a. Dacă eu activez pilotul la 51, îmi cere treaptă inferioară. Deci doar dacă mergi tu, poți să mergi cu a 6-a. Dacă îi dau cancel, nu mai îmi cere. Deci la 50 de km la oră, mașina vrea să fie în treapta a 6-a, la puțin peste 1000 de rotații pe minut. Așa este gândit acest motor. De ce? Nu știu, pentru că el se simte bine cam pe toată plaja de turații. Acum, și asta o să testăm acum. Cum se simte motorul pe toată plaja, doar că acum, la 1000 de turații pe minut, la 1000 de rotații pe minut, mașina nu vibrează, nu este zgomotoasă și nu se aude acel zgomot. Și acum dacă accelerez, nu-mi cere inferioară pentru a accelera. Este un motor foarte, foarte ciudat. Și ciudat de bine calibrat. Ia să vedem. Și acum hai să ne jucăm un pic cu el. Este un motor de turație și un motor cu trepte destul de lungi. Ia să vedem. A doua. De 105 cu a doua. Se aude foarte plăcut motorul și limitatorul de viteză, de turație, nu este un soft limiter. Nu-ți dă nas, nu-ți taie puterea, te lasă fix acolo, ca și cum ar fi o electrică. Mașina urcă pentru că are putere și chiar dacă are 1400 ceva de kilograme, are și suficient cuplu, urcă, dar nu urcă precum un motor supraalimentat, fie turbină, fie compresor, nu, urcă precum o aspirată, o aspirată cu trepte foarte lungi. Nu-ți va da senzația aia la început că are 180 de cai putere. Adică nu are acea violență, pentru că nu are un vârf de cuplu foarte mare. 224 Nm nu este o valoare exagerată de mare, este puțin mai... Uite un Bentayga nou, să vedem cine e la volan. La volan este un alt jurnalist auto, nu știu cine, dar că nu l-am văzut foarte bine. Bun, hai să o luăm așa. Ce voiam să zic? Am uitat. Da, nu se simte ca un motor supraalimentat, nu are un vârf de cuplu foarte mare. Să vedem. Dar se aude foarte bine. Și trage cel mai bine undeva între 3000 și ceva și 4000 și ceva de rotații pe minut. După 4000 încolo își dă drumul. Dar de la 5000 încolo, să zicem că intră ciclul Atkinson și se plafonează puțin. E un motor atipic, dar nu este un motor neplăcut la condus. Din contră. Și preferata mea, cutia de viteze manuală. Apropo, mașina e bine antifonată. În București simt suspensia fermă, trenul de rulare ferm, dar nu este deranjant. În sensul că ești într-o oarecare legătură cu drumul și știi ce se întâmplă. Iar pe denivelări se descurcă ok. Dar fiți atenți aici. Rev matching perfect, nu am simțit nimic. Încă o dată. Rev matching perfect, nu am simțit nimic. Ambreiajul este ușor, pedala de accelerație este bine calibrată. Motorul se turează ușor când vrei să faci astfel de manevre de rev matching. Timoneria e plăcută. Schimbătorul este ergonomic în mâna ta. Ia fiți atenți. Ha! Ha! Ha!
cutia asta manuală este printre cele mai bune cutii manuale pe care eu l-am condus ever. E acolo cu Civic-ul Type-R, e acolo cu MX-5-ul, e acolo cu GT86-le. E o plăcere să schimb treptele de viteză la mașina asta. Este o plăcere. Și acum hai să mai facem un rebadging. Perfect. 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 Și acum aia. A cincea, a patra, a treia, a patra iar, a cincea. Doamne, cât de bună poate să fie cutia asta. Acum mai trag de timp și lui Dan n-o să-i placă până ajung la porțiunea virajată, că vreau să vedem cum se conduce Mazda și pe viraje. Apropo, mașina, nu știu dacă am zis, dar este bine antifonată. La viteze mari auzi mai mult zgomot de vânt decât zgomot de la rulare. Și mașina vine încălțată cu anvelope de iarnă. Mă rog, mașina asta vine. E iarnă. Mă apropii de viraj. Ha! Rematching perfect. A doua. Și am intrat în viraj și acum hai să vedem cum se conduce mașina pe viraje. Poziția la volan este foarte bună. Chiar și pentru o persoană scundă, nu mă deranjează mai nimic la poziție. Eu fiind un om mai scund, ba un șezut mai lung, ba o poziție prea înaltă, ba prea joasă, ba un volan care nu se poate regla, la mașina asta mi-am găsit poziția foarte ușor. Și acum hai să vedem. Mi-era teamă cel puțin să nu fiu dezamăgit de direcție. Și deși este asistată electric, simți prin volan destul de puțin, dar simți ce se întâmplă cu roțile față. Și direcția este precisă, este dozată cum ar trebui să fie dozată. Nu există moduri de rulare ca să schimbe tăria direcției, asistarea, whatever. Nu. O calibrare bună. Și o mașină ce răspunde foarte bine pe viraje și comunică cu tine cât poate ea acolo. Da, este bine calibrată. Ia să vedem. Ce-i drept, la limită va subvira. Asta este clar. Mai ales cu anvelope de iarnă, mai ales pe un drum cu mocilă. Hop, un pic de subvirare acolo. Mi-a intrat și SP-ul. Dar de drumul acesta e aproape înghețat. Și cu toate astea, am încredere să merg cu mașina. Suspensia, chiar dacă nu este independentă pe spate, se simte ok. Am mai condus mașini cu punte rigidă sau semi-independentă. Frânele răspund bine. Au o tărie în pedală foarte bună, în sensul că apeși, în timp ce tu începi să apeși, se întărește și pedala ca să fie feedback-ul proporțional cu cum dozezi tu frânarea, nu ca la alte mașini. Deci nu e rău nici la alte mașini să ai un initial bite puternic, după aia tu să iei piciorul de pe accelerație ca să-ți continui frânarea, să faci un trail braking similar cum fac piloții de curse. La asta e mai pe stil vechi, mai cât apeși pedala, atât se întărește. Hai să oprim sistemul de climatizare când e cald. Și cam asta e Mazda. Seamănă la sunet, seamănă cu Civic-ul Type-R foarte mult. Și acum hai să vedem cum este Civic-ul normal. Ok, și acum hai cu Honda Civic CVT la plimbărică. O să începem așa, pe modul Eco, în drive, cu suspensia pe modul normal. Și hai să vedem cum se comportă mașina ca o mașină de zi cu zi. Că nu toți vor să intre în curbe până le subvirează mașina. Hai să vedem. 30-40 de km pe oră. Nu depășește 1500 de rotații pe minut cutia CVT. Raportul se vede cum se schimbă în continuu în funcție de gradul de apăsare a pedalei de accelerație și de a dorinței mele de a avea sau nu putere. Deocamdată, hai să oprim climatizarea, deocamdată mașina este silențioasă, dar nu la fel de silențioasă precum Mazda. Asta imediat îți dai seama.
La Type R îți dai seama că nu-ți pasă acest lucru, dar poate la Civic-ul normal îți pasă. Dar per total e mai mult zgomot de rulare la Honda decât la Mazda. Volanul se simte bine, scaunele sunt moi. Au ceva suport lombar mai mult decât în Mazda scaunele, dar bune și într-o parte și în alta. Volanul se simte bine, are decupajele acestea mari și padelele, la care ajungem imediat. Dar înainte de asta, hai să testăm un lucru. 60 de km la oră în drive pe Eco Kickdown. Și într-adevăr, la Kickdown s-a simțit că mașina vrea să tragă și că trage bine. A tras în turații, acolo unde Mazda nu se descurcă foarte bine, și pare că cel puțin după ce cutia își setează raportul de transmisie care vrea să fie, că mașina se mișcă bine. Că motorul vrea și se mișcă bine. Pedala de accelerație e foarte moale, pedala de frână în schimb este tare, are acel răspuns instant pe care de care v-am zis la Mazda. În sensul că apeși puțin și mașina frânează tare și după aceea o dozezi tu mai lung un pic piciorul de pedală, dar te obișnuiești între timp. Luăm, scoatem mașina din modul Eco, 50 de km pe oră, Kickdown. Și cutia se preface că schimbă ea niște trepte, când de fapt în loc să o țină turat la putere maximă, cum fac majoritatea CVT-urilor, se mai joacă acolo cam cu 1000-1000 și un pic de rotații pe minut, în care imită o cutie de viteze tradițională, probabil pentru că acolo are puterea aia maximă a ei acolo. Bun, am ieșit din modul Eco și acum hai să ne jucăm un pic cu padelele. Dacă vrei, de exemplu, frână de motor, eu am avut un weekend o Honda HR-V cu motorul și cutia asta și m-am dus cu ea la mare. Când aveam nevoie de frână de motor, schimbam două trepte, mașina intra în frână de motor. După un timp, cutia revine înapoi în modul drive. De exemplu, dacă începi să accelerezi și nu mai ești în frână de motor, cutia știe că nu mai ai nevoie de frână de motor și schimbă, o trece iar pe drive și modifică raportul în funcție de cum ai vrea tu să mergi cu mașina. Alt lucru, cutia când tu dai de padelă, când trece din modul CVT în modul de trepte simulate, schimbă foarte repede. Mult mai repede decât mă așteptam. Ia, a doua. Adică în loc să-i dai tu kickdown, e recomandabil că mai bine să te joci tu din padele. Și m-am distrat e mult spus. M-am simțit foarte bine cu HRV-ul acela, pentru că puteam să apelez la resursele motorului doar apăsând de două ori pe padelă. Retrogradam două trepte simulate și aveam parte de resursele motorului, ceea ce e foarte ok, și după aceea trecea singură în drive. Și nici nu era foarte lentă în schimbări. Și acum hai să vedem pe upshift. Ia a întâia, a doua. Ia, eu trecut pe drive. A patra, ia să vedem. A treia, a patra, a cincea. Schimbă ok de schimbat, dar imediat trece în drive. Dacă nu ești în frână de motor, cum sunt eu acum, dai a treia. Dacă eu sunt în frână de motor, o ține într-a treia ca să ai tu frână de motor. Și acum facem altă șmecherie. Trecem suspensia pe sport, imediat s-a întărit, imediat simți diferența, instant o simți. Mașina devine mult mai fermă și te zguduie un pic mai mult. Și direcția se întărește ceva mai mult, cred, nu chiar. Dar mașina pare că este un pic mai conectată cu șoseaua. Acum simți imediat denivelările și simți cum lucrează amortizoarele. Dacă trecem cutia pe sport, suntem pe sport cu transmisia și cu suspensia. Hei, dacă nu-i dai super mult, dacă nu-i dai kickdown și nu-i dai foarte multă accelerație,
cutia pare să fie oarecum uneori nehotărâtă. Dar atunci când îi ceri, ea accelerează și mașina are reprize foarte bune, nu știu, de la 50 la 100 de km pe oră, dau un exemplu. Problema cutiei de viteze este la plecarea de pe loc. Ia să vedem. Fără să am piciorul pe frână, fără să-i fac un un fake launch control. Și accelerează. Motorul este mai zgomotos decât la Mazda, nu se aude la fel de plăcut. Dar nu se aude rău. E un sunet ok. Și acum, dacă trecem în modul manual, pe SM4, că înainte era pe D4, D3, deci drive e D, manual pe drive e D1, 2, 3, 4 și pe sport ai SM3, SM4, sport manual 4, sport manual 3. Să vedem dacă există schimbări de dreaptă în acest punct, din acest punct de vedere. Ia să vedem. A 3-a, a 4-a, a 5-a, a 4-a. Acum nu mai schimbă înapoi pe drive sau pe sport. Să rămâne în modul manual, că știe ce vrei. A 6-a, a 7-a și are 7 trepte simulate. La 2000 de rotații pe minut, la sub 2000, că n-am viteză așa mare, intră a 7-a, dacă îi dau un kickdown, nu îi dă kickdown, că ești pe manual și crește ea. Adevăr, nu are putere și cuplu la rotațiile acestea ca să se miște foarte ok, foarte rapid, dar de asta ești pe manual, să te bucuri. Ea nu este la fel de distractivă precum manuala de pe Mazda, dar nu compar mere cu pere aici. Pur și simplu vreau să compar mașinile în sine și să văd cum se conduce fiecare mașină cu fiecare treaptă. Într-adevăr, uneori dreptele, schimbările de treaptă pot fi frustrante, pentru că te aștepți la un lucru și mașina îți dă altceva. Dar suntem pe sport, urmează partea virajată, hai să vedem ce știe mașina să facă. E mai ușoară decât Mazda, dar se simte mai grea puțin. Se simte un pic mai grea de bot și un pic mai grea ca mașină în general. Direcția este 90% acolo cu cea de la Mazda în ceea ce privește precizia, iar ca feedback e 95% acolo. Cu toate astea, îmi place mai mult volanul de la Honda, că se ține mai bine în mână. Și pot, am un grip mai bun în Honda decât în Mazda. Evident că prefer 3 pedale să fac eu rev matching și așa mai departe. Și mă bucur că n-au dispărut manualele și mă bucur că n-au dispărut manualele bune de pe lumea asta. Această mașină cu această cutie este pentru cei care pur și simplu vor 180 de cai putere, mai mult sau mai puțin reali, și care vor să aibă reprize și confort, pentru că în oraș și la viteze mici mașina asta se conduce foarte ușor și foarte fără efort, așa, nu știu cum să-i spun, effortless. E mai ales în modul drive, când mașina nu se turează, e o mașinuță foarte ok. Nu este un typer și nici nu cred că își dorește să fie un typer. Dar, overall, e un produs japonez bun care va fi schimbat la anul. Sunt curios cu ce vine Honda. Cu ce știu sigur că vine Honda pe viitoarea generație de Civic, sistemul de infotainment acela foarte bun de pe Honda e și Honda Jazz, care este excelent, dar nu mai poți să te mai joci păcănele la el. Și am uitat să mai zic de vizibilitate. Niciuna dintre aceste două mașini nu stă extraordinar în ceea ce privește vizibilitatea în spate, dar Honda stă ceva mai bine. În ambele vezi bine în oglind și vezi bine în față, dar în spate vezi mai bine, puțin mai bine în Honda. Gata! Am terminat și cu Honda.
Doamne, nu mai vine vara odată. Dați like dacă vreți să vină vara. Apropo, și dați like dacă v-a plăcut clipul, știu că v-am zis și la început, dar vă zic și acum. Dați un subscribe, 70% dintre voi se uită fără a fi abonați. Ajutați-ne și pe noi cu un subscribe ca să putem să facem și noi clipuri mai bune, mai dese și să ne permitem și noi o cafea să ne încălzim pe frigul acesta. Gata! Mazda 3 100 Anniversary Edition, o ediție cu adevărat specială. Și Honda Civic 1.5 Turbo Vitex Sport Plus. Poți să-ți iei 1.0 cu Sport și 1.5 cu Sport Plus. Acum voi decideți care vă place mai mult. Ne auzim în comentarii, ca de fiecare dată eu le citesc pe toate. Răspund dacă trebuie să răspund. Ce să mai zicem? Dacă ar fi să plec una acasă, evident aș pleca cu Mazda asta, cu transmisia asta manuală superbă. Până data viitoare, eu am fost Luci, omul de zăpadă, Dan la cameră, v-am pupat!